Ciao, fetelor! Astăzi învățăm cum să realizăm în casă o cremă detergentă. Ingredientele necesare sunt 5 căpșuni pe care le-am spălat bine, le-am luat și le-am pus într-un vas din sticlă, după care cu furculița am început să le pasăm. După ce le-am fărămițat bine, începem să mestecăm până în momentul în care obținem o cremă omogenă. Eu am realizat-o în prealabil. Această cremă o luăm și o întindem pe față și o lăsăm să acționeze circa 20 de minute. Căpșunile au o acțiune puternic detergentă și antiseptică. Lăsăm să acționeze deci 20 de minute, după care înlăturăm cu apă caldă. Rețeta s-a încheiat. Vă sărut! Ciao!